Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Luca, fotbalul, dar la atletism te gândești? La alergare, la săritura în lungime, la astea? Din nefericire nu prea mai e la modă. Da. Și da. Se vede că nu mai e la modă, în schimb capătă viteză o altă modă, stadioane cu pistă de atletism pătrată în jurul terenului și nu e un caz mai multe, serios. Primarul din Blaj a publicat pe pagina dânsului de Facebook un anunț triumfător și o poză din dronă de la mare înălțime cu stadionul. Zice, recunoaște stadionul. Că e de recunoscut, da. Când începe așa cu întrebarea, adică, știi, e un pic cât de rău s-o fi putut schimba. Zice, recunoaște stadionul. Este stadionul Chill, spune. Complet reamenajat, dotat cu pistă de alergare modernă, gazon nou și instalații subterane de irigare. O investiție în valoare de 260.000 de euro. Pista este literalmente foarte modernă. Asta. Este chiar postmodernistă, aș spune, pentru că e pătrată. De adevărat, are colțurile ușor rotunjite. Deci, alergătorii vor trebui să ia virajele în drift, cu frâna de mână trasă. Sunt niște curse spectaculoase. Da. Adică e de urmărit, da, Blajul. Trebuie frânat la timp, pentru că altfel va exista și probă de cucuie viteză sau ceva. Știi, mai nevoie la raliuri, diverse circuite, da, dificile, știi, lumea o să vorbească în lumea atletismului, da, despre pista de la Blaj. Da. Probabil o să ajungă un fenomen internațional. Pista cu ac de păr. Da, exact. Ce? Cam așa, da, exact. Cu șicane. Da, se va alerga... se vor da probe de 400 de metri colțuri. Exact. Da, da, da. Cam așa. Da, păr e la Satu Mare, o să vedeți ea. Da, se vor monta limitatoare de viteză, da, presupun. Stadionul Chill, spune domnul primar din Blaj, va fi folosit... Nu. Va fi folosit de toți iubitorii de sport din Blaj, legitimați la cluburi sportive sau amatori de mișcare. Chill. Cred că adevărat amatori. Persoane care n-au mai văzut niciodată în viața lor o pistă de atletism, nici măcar la televizor. Vă spun eu ce frumoasă e asta cu unghii drept aici. O persoană a întrebat totuși dacă sunt conforme arcele de cerc ale pistei, iar primarul a răspuns simplu, nu sunt. Măcar e sincer. Da. Și spus, a zis, așa ne-a permis terenul. A răspuns, 260.000, așa atâta s-a putut. Vedeți, mă, așa apar și terenurile alea de fotbal în pantă. Da. Așa a permis terenul. Terenul era în pantă, așa am făcut terenul. Dacă era orizontal, făceam orizontal. Așa a fost. Am avut teren orizontal, am făcut... La pantă l-a făcut doamna Udrea, mi se pare. Da, pe banii doamnei Udrea, tot un primar. Da. Bun. Ceva mai sus, la Satu Mare, autoritățile locale au inaugurat recent baza sportivă Dinamo. Da. Asta este un nume predestinat pentru momente rare. Da. Un proiect, citez, realizat cu fonduri de la bugetul municipiului Satu Mare și în parteneriat cu Federația Română de Fotbal. Și s-a făcut inaugurarea acolo, s-a dus domnul Burleanu, au fost distracții, s-au plimbat pe pista de atletism, vorbim imediat și despre asta. Costul total 3 milioane de lei. Citez din comunicatul publicat de domnul primar Kereshkeni Gabor. Zice așa, proiectul a presupus, printre altele, și amenajarea unei piste de atletism din material tartan, a unei gropi cu nisip pentru săritura în lungime. E crimă. Cum? Crimă. Da, doar că ce să vezi, deci ne-au trimis ascultătorii poze și se râde pe internet. Dar vreau să-i mulțumesc lui Cosmin că a trimis, da, poze pentru documentare. Ce să vezi, pista de atletism, după cum se spune în comunicat, așa îi zice că e pista, e și ea pătrată. E pătrată, dar aici s-a lucrat un pic. Deci unghiurile drepte au fost tăiate de ipotenuză. Înțelegeți? Deci e unghiul la 90 de grade și la col s-a tăiat așa, s-a teșit pe unghi de 45-45 de grade, o ipotenuză. Exact, astea sac de păr. Da. Acolo e adevăratul ac de păr, dar practic ele sunt și țuguiate cumva, adică ca să vă imaginați, nu e un pătrat cu colțul tăiat, ci e un triunghi ascuțit, teșit. Depinde din ce unghi privești. Cumva, da, dar e foarte interesant și ce-mi place cel mai mult la Satu Mare, cred că Satu Mare chiar o să fie greu de bătut, e care pistă de alergare cu doar două culoare. Da. Adică e clar făcută gen pentru tandem. E tandem, familii, da, care vor să alerge. Da. Sau... Și da, pentru atleți politicoși și bine crescuți care alergă cu coatele pe lângă corp. Exact. Pentru că nu poți, da, dacă... Iar pe, mă rog, pe dreapta sau pe stânga, cum vin, marginea pistei de atletism de două culoare înguste pentru doi atleți politicoși, da, este tot din tartan, dar bordură teșită la 45 de grade. Da. Acolo cineva are o obsesie cu ipotenuze și catete, 45 de grade pentru entorse de bună calitate.
Da. Deci acolo când calci pe aia strâmbă de 45 de grade, acolo îți rup piciorul adevărat. Bă, da, a pus tartan. Stai, da, și cu adevărat fenomenală este groapa pentru săriturile în lungime, groapa, da, cu nisip, care se oprește într-un zid. Da. E bine să nu sari prea în lungime, exact, la săritura în lungime. Adică fi... dacă... E pentru sari... copii. Da, dincolo, mai... dincolo de groapă era o stradă, am văzut eu. Te duci, este serios, în continuare stradă. Groapa, nisip, zid, stradă. Păi și era periculos. S-a mai bine te oprești. Parapet de la capătul groapei, gropii cu nisip, de 2 metri. Da. La 2 metri, cam 2 metri și un pic, pare. Poze, au anticipat zid. Cam cât poți să, da, sară ăștia. Ce face? Băi, dacă alergă prea tare și sare, ajunge în stradă. Să-i punem un zid. Care să nu ajung. Stai. Pe Facebook, unii comentatori remarcă și faptul că inelele de la, inelele de la panourile de basket sunt mai mici decât prevede regulamentul. Înțelegeți? Deci de-aia nu se marchează coșuri. Adică meciurile astea de basket pe stadionul ăsta aici se termină numai 0-0. Păi da. Deci... trebuie să joci cu mici de tenis. Da. Marul Kereșteni Gabor spune, este o bază sportivă unică în nord-vestul, clar, țării. Da. Dom'le, aici nu-l putem contrazice deloc. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.